transformarea Spitalului Municipal Râmnicu Sărat în centru unic de tratare a cazurilor de coronavirus din județul Buzău a iscat discuții aprinse ieri după amiază în ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat, convocată de îndată. Consilierii PNL au cerut explicații executivului primăriei în privința situației spitalului. Edilul a precizat că s-a trezit în fața faptului împlinit și nu a putut schimba decizia autorităților centrale. S-a luat peste noi o hotărâre, fără să fim consultați, dar acum trebuie să fim și rezonabili să trecem în situații de criză, nu trebuie să mai decidem la nivel local. Dar nu știu de ce nu s-a înțeles lucrul acesta și nu știu de ce s-a făcut așa un mare tantal, în condițiile în care astăzi, realizând ce se întâmplă la nivel de țară, ar trebui să fim bucuroși. Bucuroși. Că avem timp să ne pregătim. Liberalii au solicitat primarului să precizeze clar dacă este vorba de o decizie a Ministerului Sănătății cu privire la soarta spitalului din Râmnicu Sărat sau este un decret, așa cum un reprezentant al administrației publice locale a postat în mediul online. Da, și ce credeți? Ce spune direcția sănătății? Urmarea discuțiilor din videoconferință și mai departe și tot de celălalt. Asta înseamnă că n-am decizie, asta vă întreb. Nu am o decizie a Ministerului Sănătății. M-am scris dumneavoastră pe Facebook și vă întreb. A fost o videoconferință la care s-a participat din partea Râmnicului, s-a luat o poziție și s-a denunțat? Consilierii PNL au mai solicitat ca reprezentanții administrației publice locale să transmită corect informații cetățenilor. Informațiile corecte trebuie să vină în principal de la cei care dețin informația în totalitate. Pentru că mai departe lumea este dispusă să speculeze într-o formă sau alta, pute și te pute. Și deși am văzut o chestiune care cel puțin am reținut sub acest aspect și pe care am putut fi transmis și comentariile de către mulți, inclusiv de city manager, că nu am avut nicio responsabilitate, nu contează dacă a fost la rândul primarul, primărie și mai departe. A fost un decret al Ministerului Sănătății Spitalului și să spune că nu există. Dar mai cum să dea decret Ministerului Sănătății să spune că județul Buzău, Spitalul Râmnicu Sărat e așa. Da? Deci asta a fost urmarea unei chestiuni, a unui prejurări, s-a decis într-o formă sau altă. Dar și cei care sunt convins că o informație mai corectă, s-o transmită corect. Reprezentanții PNL consideră că locuitorii orașului trebuie informați periodic cu privire la situația din această perioadă, deoarece mulți nu se informează de pe internet. Nu v-am spus și nu vă luați într-o de o manieră politică. Eu v-am spus ca și cetățean și mă împinorează și soarta mea și a celor din urmă și a copiilor și a mamei care mă obligea și să duc. Primarul din Râmnicu Sărat a dat asigurări că va oferi în continuare informații populației cu privire la cazurile înregistrate și măsurile locale ce se impun. Mai mult, edilul a solicitat consilierilor locali să folosească noua tehnologie și să-și creeze conturi pe internet pentru a comunica zilnic cu aceștia.